Da. Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor. Bine v-am regăsit. Nu știu, domnile voastre, cum sunteți și mă adresez celor care aveți copii. Dragii mei, materialul de astăzi este despre, nu știu, despre durere și despre faptul că bătaia nu e ruptă de în rai. Credeți-mă pe cuvânt, despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre cum ar trebui să fim, cum să zic eu, nu atenți cu copilașii, cum ar trebui să-i ținem aproape de sufletul nostru ca părinți. Doamna Daniela, bine ați venit. Suntem la Bilca, dragilor, astăzi. Se văd acoperișul la casa acolo? Se văd, da? Doi frați, unul de 5 și unul de 7 ani. Ăla de 7 ani avea bicicletă. Au venit să se joace. Unde te duci, te duci jos? Nu te duci în stradă, te duci în luncă, da? Aia de acolo, dragilor, este microhidrocentrala Bilca 2. Da? Ca să știți, undeva la vreo 3 km mai la vale este hidrocentrala Bilca 1 și mai este o hidrocentrală Bilca 3 undeva de desfăcute cumva ca să înțeleagă lumea. Ei, aici, haideți să vedeți ce au făcut copilașii. Cei doi frați, 5-7 ani, ăla de 7 ani cu bicicleta, ăla de 5 ani după dânsul, știi cum e cu, nu? Dea și mie, dea și mie, nu, nu, nu. Aici e un leac de prunduț, în prunț, se spune povestea. S-au dus pe marginea drumului. Uite, da, ăsta este canalul de evacuare a apei de la microhidrocentral. Aici, Dana, ai grijă, te rog, ăsta este extrem, extrem de abrupt. Extrem de abrupt, iar apa, dacă te uiți, aparent nu e adâncă, dar e foarte adâncă și foarte, foarte rapidă. Ăla de 7 ani cu ăla de 5 ani se întâlnește cu un alt copilaj de 9 anișori. Ăla de 70 din 9 anișori, știi că dai, de acum sunt mărișori, na, aveau subiecte comune. Se începa să juca. Lasă bicicleta deoparte, ăla, și ce fac? Hai să arăt ce fac. Nu, uite, asta făceau. Și poți facă nici copii de 7-9 ani, uite. O, metre, îl dădea un ap. Hai să vedem și noi cât îi dea în cap. Da? Hai, ascultă-o cum să, cât e bâlbâdâc se duce. Și nu-i cu glum. Ia uite. A? E bărbat, da? Ai voie să arunci cu chetina pe aia, da? Aici este adâncime, Dana. Doamna Dana, aici e adâncime. Adâncime de nu se poate. E, zona asta cumva, eu am venit pe drumul principal, nu e niciun indicator, niciun nimica, nici nu mai contează. Ăștia doi copilași de 79 ani se iau la hi-hi-ha-ha-ha, ăla mic de 5 anișori, pe bicicletă. Dumnezeu să mă ierte, Dumnezeu să mă ierte și să... Uite că vine și cineva, ha? Cine? Să zic că drumul e cu ce trebuie. Dumnezeu să mă ierte, ăla de 5 anișori ia bicicleta, să se bucure și el un pic de ea și să plimba printre ei. Ea aruncă cu piatră în apă și cade în apă. Cade în apă și pentru că se duce în apă, ia uite aici, Dana, nu mai poate ieși la suprafață. De ce? Uite, n-am un lemn să-ți arăt. Fiindcă apa e mai scăzută, este o zonă foarte... Mă ții de picioare să mă pun pe burtă să-ți arăt, să-ți dau o zonă de... Hai să văd dacă pot să fac treaba asta. A? Facem o schemă de aia, un pic de, sau să te zici să mă liniștesc, să nu fac o prostie și eu mai mare decât mine. Ăla este foarte, foarte alunecos acolo, e foarte alunecos. N-ai cum să ieși din apă. Apa te trage tot timpul. Apa te soarbe și te duce la vale. Băițelul ăla de 5 anișori, Doamne, Doamne, ce-a fost în sufletelul lui, au încercat săracul, au încercat de câteva ori să iasă, n-a putut, tot malul e așa. Doamna Daniela, aveți grijă că dacă... Dați-vă mai așa, vă rog frumos. Au încercat pe tot malul să iasă. N-ai cum să ieși, că n-ai cum să ieși. N-ai cum să ieși. Ia să văd aici un pic să... Da. Da, facem o nefăcută? Facem o nefăcută, facem... Uite cât e de... Uite ce e aici. Uite-te un pic, ca să înțelegi de ce nu se poate. Aici totul e numai un... Aici totul e numai un... Aolea. Uitați, avem mai încoace. Tot e numai un mâl, tot e numai o deală. N-ai cum să ieși. N-ai cum să ieși de pe așa ceva. Dacă picioarele sunt înăuntru, tot... E, cum zic, asta e condamnare la moarte, condamnare la nec. S-a chinuit săracul copilaș să iasă și acum urmează durerea cea mare. Doamna Dana, și haideți rog frumos dumneavoastră întâi, că eu am emoții cu dumneavoastră aici. Of, Doamne, Doamne. Dragii mei, cei doi copilași mai mari se duc acasă seara și își anunță părinții că ăla mic e căzut în canal. De ce? Și aici intervine durerea mea cea mare.
Păi, absolut înfiorător, ca să nu ia bătaie. Ați înțeles? Doamna Daniela, ați înțeles? Ca femeie, ca mamă, viitoare mamă, să nu faceți, dragii mei, așa ceva. Să nu faceți așa ceva. Doamne, Doamne ferește, de frica unei bătăi, copilașul ăla s-a răcut, dai seama, din mal în mal, din metru în metru, l-a găsit știi unde? La câțiva kilometri, în acumularea de la Bilca 1. A oprit seara apa, a venit primarul, a venit poliția, a scăzut nivelul apei și au dat de trupul nesuflețit al copilașului. Astăzi, duminică, când filmăm noi materialul ăsta, dumneavoastră îl veți vedea luni dimineață, astăzi e mormântarea, deznădejde, suferință, necaz. De ce? De ce e drum pe aici? Da? Doamna Dana, de ce e drum pe aici? Vreți un semn? Nu aveți voie să vă scăldați? Nu vă joc. E drum. Dar ai drum aici sau nu-i drum? Bă, ăsta e pod sau nu-i pod? Au pus, dacă te uiți un pic, au pus un fel de opreșie de-asta medievală aici. Au scuipat niște... Dar ai sentimentul că nu se poate urca pe chestia asta? Ăsta e podul. Ăsta timbi la accident, nu? Mai ales un copil mic aici, e pentru el imană cerească. Și uite-l cum arată podul. Uite-l cât e de rupt. Fac și o glumă. Uite aici. Uite cum arată podul. Ha? Pe mine să vă ține, doamna Dana, că sunteți fată fină. Uite cât e de praf podul ăsta. Nici o balustradă. Balustradele rupte. Ăsta e găurit. Deci pe aici s-a trecut, doamna Dana. S-a trecut. Auleu, atentați. Ha? Aici s-a trecut cu mașina. Ca să se ducă gunoiul pe partea cealaltă. O vezi cum se duce, nu? Uite aici. Doamne ferește. Nu știu ce a fost în capul copiilor, nu știu ce a fost în sufletul lor. Uite mizerie aici. Doamne. Nu mai am cuvinte, dragilor, nu am cuvinte. O familie plânge, își mormântează un copil de 5 anișori. O viață curmată absolut stupid, pentru că fratelui mai mare și celuilalt mai mărișor, din 9 ani, i-a fost frică să nu ia bătaie acasă, pentru că nici nu mai are importanță. Doi copii, doi prunci, acum care se dezvoltă și vor deveni oameni, vor sta toată viața cu povestea asta în cap, da? Părinții aia săracii, dărâmați. Oameni din jur, bă, de ce s-a întâmplat așa ceva? Și eu mă întreb ce au de gând să facă autoritățile locale. Crezi, Dana, că s-au apucat de pus anunțuri? Nu. Stai liniștit. Ăsta este un loc, uite cât îl vezi tu de frumos. Pe cât e de frumos așa ca, da, ca natură, pe atât e de periculos. Nu vă bateți copiii, dragilor, când greșesc. Nu vi-i bateți. Vă rog eu frumos, e o rugăminte a unui părinte. Și eu câteodată am momentul când, nu așa, dar știi cum mă mănâncă, te zici că îmi mușc limba, o pun între măsere și o crămpoțesc. Că nu se știe niciodată copilașul cum reacționează. Iar frica de bătaie a fost, cum să zic eu, condamnarea la moarte acestui copilaș, acestui sufletel de 5 ani. Dumnezeu să-l ierte, nu mai înțeleg nimic. Și cred că ar fi motivul, Doamne, momentul, dar și motivația foarte bună, ca autoritățile locale din Bilca să înțeleagă că e nevoie de ceva, cumva aici, cumva, nu știu. Îl vezi drumul? Vii cu mașina seara. Hai să te traversezi puntea suspinelor, a plânsetelor, nu a suspinelor. Dar te uiți că, bă, fiind un om, s-a dus anunce cu noi. Îl vezi că, ei, poftiți, doriți, poftiți la moarte, poftiți. Uitați, unde doriți, mai în aval sau mai în amunte? Avalul în partea stângă, nu contează. Doriți mai în amunte? Haideți în amunte, că uitați, avem și aici. Bă, te împiedici, te uiți, te apă, bă, nici un... Ți-am trântit aici niște mizerii, au trântit niște mizerii, cumva pe post că nu-i voie să mergi încolo. Nu mai înțeleg nimic. Viața oamenilor în România este ultimul lucru care contează. Iar viața copiilor, după cum vedeți, chiar nu mai știu ce să mai povestesc. Mă enervez, pur și simplu mă enervez. Și mi-am propus să nu mă enervez, pentru că acest material nu e despre supărare, e despre tristețe. Și tristețea trebuie să capete o altă formă. Dragii mei, vă rog din tot sufletul, nu-i mai bateți pe copii cât sunt mici, nu-i mai speriați cu bătaia, pentru că această viață a copilașului putea fi, poate, salvată. Putea fi salvată. Credeți, doamna Dana, că putea fi salvat? Nu credeți, putea fi salvat. Ați văzut, da? Malul ăsta este criminal. Nu vezi nicio balustradă, nicio nimic, nimic.
Nimic, niciun semn, nici nimic, nimic. Încolo e drum public. Aici e zonă publică aici. Ce să fac copiii? Să vină să ce? Să nu se joace? Ba da, mămică, nu te arunca în apă că e adâncă. A, cât o și de adâncă. Umple, a, las. E, uite. E, uite. Și vă rog să nu spuneți că, bă, Kira, o să fie hate, deja sunt convins. Bă, Kira, trebuiau să știi copii. Bă, nu trebuia să știi. Nu, la trebuie să faci. La, da, la 5 ani să știi că apa e adâncă, e mai înaltă decât el. Îți dai seama ce de o chestie așa era până pe aici. Oh, Doamne, Doamne. Dragilor, haideți să facem tot ce ne stă în putință ca să ne bucurăm de viață. Deci de la Bilca, de unde mă doare sufletul că trebuie să fac acest material, dar am vrut să-l fac pentru că vreau să vă mai spun o dată. Uitați de tâmpenia asta care se cheamă bătaia ruptă din rai. Nu. Bătaia a însemnat drumul spre rai acelui sufletel. Dumnezeu să-l ierte. Suntem încă înainte de înălțare, nu? Poate că așa a vrut bunuțul. Poate știe el mai bine decât noi ce e de făcut, dar eu cred că putem face ceva să nu se mai întâmple și în alte părți așa ceva. Un share, un like, un abonament înseamnă foarte mult pentru noi. Și pentru doamna Daniela că e munca domniei sale. În rest, iubiți-vă copiii. Bătaia, să știți, nu mai e ruptă din rai. E drumul spre altceva. Sus inimile.